Pe la începutul lunii martie, un demo pentru jocul Stellblade, următorul joc exclusiv PlayStation 5, a ajuns pe Play Store, apoi a fost dat jos rapid. Clar a fost o greșeală, însă măcar am aflat că va urma un demo pentru acest joc. Uite că a venit și momentul și acesta a fost oferit puțin mai devreme presei, criticilor, influencerilor pentru a fi testat, însă va fi disponibil publicului de pe 29 martie. Așadar, stai cu mine dacă vrei să afli care e treaba cu Stellblade, apoi îl vei putea încerca chiar și tu și să te hotărăști dacă merită să-l cumperi sau nu. This place is dangerous. Take my hand. Stellblade este un action-adventure dezvoltat de ShiftUp, un studio sud-corean care e cunoscut pentru titluri de mobile, nu de console. De fapt, acesta este primul joc al ShiftUp pentru console. Așteptările erau moderate și au fost atinse după ce am jucat demo-ul și sunt curios să aflu mai multe. În acest joc, omenirea este alungată de pe pământ după un război pierdut împotriva unor invadatori extraterestri numiți Nightiba. Pentru a recâștiga pământul, Eve și echipa ei sunt trimise din colonie pentru a lupta împotriva Nightiba. Însă, după cum vedem și în demo, lucrurile nu merg bine și Eve pare să fie singura luptătoare rămasă și singura speranță a omenirii. Înainte să merg mai departe, cred că e cazul să adresăm elefantul din cameră. Eve nu este creată și desenată ca un personaj desprins din realitate, ci este foarte stilizat și cumva nerealist. Are un design și un aspect provocator, ca să nu zic mai multe. Horny Jail pentru noi toți! Cei de la studioul ShiftUp au declarat că au creat corpul lui Eve după un model al influencerului slash model Shin Jae Eun, nu știu dacă pronunț bine. Și chiar șeful studioului Hyung Tae Kim a spus că personajele pe care vrea să le creeze în jocuri trebuie să aibă un standard de frumusețe ideală și că a acordat o mare atenție spatelui personajului, deoarece vei petrece majoritatea timpului privind acest spate, fiind un joc third person. Un alt lucru care a apărut în urma acelui demo leak este faptul că poți să-i dai armura jos lui Eve și astfel rămâne într-un skin suit, adică aproape goală. Este un joc cu un rating 18+, pentru violență și nuditate. Confirm că poți face asta și poți să joci cu Eve aproape goală dacă dorești, dar măcar a fost integrată funcția inteligentă în gameplay și practic dacă joci așa pierzi un shield oferit de armură și e ca și cum ai juca pe un nivel de dificultate mai ridicat. Și nu știu dacă ți-ai dori asta deoarece jocul este și așa destul de dificil. Totuși există și un mod de joc cu dificultate redusă numit Story Mode. Acum să ne recorim puțin și să trecem la gameplay. Demo-ul începe cu un scurt tutorial în care sunt explicate mișcările de bază. Ai lovituri simple, unele grele, te poți feri și poți bloca. La fel ca în Rise of the Ronin, dacă blochezi la timpul potrivit, îl poți destabiliza pe adversar și acesta este expus la un atac. De asemenea, blocând sau oferindu-te la timp, obții energie beta și cu ajutorul acesteia poți face niște atacuri speciale. După ce învingi inamicii normal, ajungi și la prima întâlnire cu un boss. Lucrurile merg destul de bine, deoarece ești însoțit de o altă luptătoare mai experimentată. Lupta totuși nu decurge conform planului, iar colega este ucisă și Eve este salvată în ultimul moment de un anume personaj, Adam. Apoi demo-ul sare în timp și începem o altă misiune cu Eve, în care te lupți cu inamici de tot felul, pentru care tot încercam să fac parări perfecte, nu o să mă feresc la timp, dar că nu mă descurc așa de bine. Parările îmi vin destul de natural, însă să mă feresc cu Eve mi se pare dificil, parcă mi-aș fi dorit ceva mai multă mobilitate. Și în Rise of the Ronin mă puteam feri mai eficient decât aici. Apoi am ajuns la primul loc unde pot să-mi refac viața și poțiunile de heal. Este un sistem foarte similar cu cel din Final Fantasy, unde te poți odihni, poți cumpăra obiecte, poțiuni și poți investi puncte în dezvoltarea personajului. Singura diferență aici este că odată ce te odihnești, inamicii reapar în scenă. Da, din păcate, este acel gen de joc. După ce mai explorezi puțin orașul în ruine, ajungi și la un boss, care s-a dovedit puțin challenging, dar l-am învins din a treia încercare. Apoi demo-ul se încheie. Nu m-am uitat la cât timp m-am jucat, dar în o oră, două îl termin cu siguranță, în funcție de cât de mult petreci explorând. Apoi, în main menu apare o nouă opțiune, boss fight. Cum ai ghicit, aici te bați cu un boss și ai mai multe skill-uri deblocate, Eve este mai avansată și poți să exersezi talentul pe această luptă cu un boss până când se lansează jocul. La nivel de progres al personajului putem vedea 3 mari ramuri în care putem investi puncte, atac, supraviețuire și abilități speciale beta. Apoi alte 2 ramuri sunt ascunse. În ceea ce privește echipamentul, există 2 sloturi la categoria Exospine,
4 la gear și 3 la exterior. Acestea îți aduc bonusuri precum mai mult damage, mai mult shield, o rată de încărcare mai mare cu beta energy și așa mai departe. Nimic ieșit din comun. Jocul are 3 moduri de grafică. Prioritizare performanță, 60 FPS, prioritizare grafică, 30 FPS și un mod balance, care este o combinație între cele două, probabil cu o țintă de 40 FPS și rezoluție 1440p. La nivel de calitate a imaginii nu am observat o mare diferență între cele trei moduri. Da, prioritizare grafică are texturi mai bune, dar și în modul performance jocul arată bine și frame rate-ul este smooth. În genul ăsta de joc, probabil eu o să prefer modul performance, mai ales că nu vine cu un compromis mare asupra calității vizuale, de exemplu cum am văzut la Final Fantasy 7 Rebirth. Altfel, jocul mi-a adus aminte de Devil May Cry 5 la nivel de aspect, design și combat, ceea ce nu e rău. Voice acting-ul este destul de bun, efectele, creaturile, armele sună bine, iar soundtrack-ul este așa și așa. Are other cities in a similar state? By comparison, the city is looking pretty good. After the colony extinction, most places were nothing but dust. Mie personal nu-mi place foarte mult și, la fel ca și în cazul Final Fantasy, te însoțește peste tot și câteodată poate deveni repetitiv. Stellar Blade arată bine și nu mă refer doar la Eve. Sistemul de luptă pare simplu, complex de executat, bine, are un grad de dificultate mai ridicat, însă nu exagerat. Jocul se prezintă bine din punct de vedere vizual. Acum rămâne de văzut cât de interesantă este povestea și cât de fun va fi gameplay-ul de-a lungul orelor de joc. Demo-ul va fi disponibil din 29 martie, iar jocul se lansează pe 26 aprilie pe PlayStation 5. Sper că v-am ajutat în vreun fel cu acest video și ar fi super dacă ați da un like și un subscribe pentru a vă oferi cât mai mult conținut similar. Pe data viitoare! Earth's night isn't dark yet.